În această dimineață, Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Călăraș, împreună cu ofițerii de Poliție Judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Călăraș, au efectuat cinci percheziții domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de minori. În fapt, s-a reținut că începând cu anul 2016 și până în prezent, un suspect a inițiat un grup infracțional organizat structurat pe care l-a condus din penitenciar, din care au făcut parte atât membrii ai familiei sale, cât și un apropiat al acestora, în scopul comiterii unor infracțiuni de proxenetism și trafic de minori în țară și în străinătate. În desfășurarea activității infracționale, cei șapte membri ai grupului au acționat de pe diferite paliere, de comandă sau de execuție, și au avut fiecare rolul său bine definit în cadrul grupării. De cele mai multe ori pentru recrutarea tinerelor în vederea practicării prostituției în beneficiul grupului, aceștia foloseau metoda la vorboi. În perioada de referință, membrii grupului infracțional organizat au acționat concentrat în scopul recrutării și exploatării prin obligația la practicarea prostituției pe raza județului Călăraș, a două tinere minore în vârstă de 16 ani la data recrutării, obținând beneficii financiare consistente din aceste activități. Totodată, membrii grupului au participat la recrutarea și plasarea a patru tinere majore pe piețele de prostituție din Italia, Germania și Marea Britanie, obținând foloase materiale de pe urma acestor activități. La sediul D.I.C.O.D. Biroul Teritorial călărași vor fi aduse în vederea audierii un număr de 30 de persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale. Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Călărași. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute în codul de procedură penală, precum și de prezunția de nevinovăție.